o seară de istorie, de fapt, de cultură, de fapt, o seară dedicată unei dinastii care a făcut parte din istoria României și care rămâne un act de prosperitate. La o seară în care nu mă așteptam să vin atâta tinere și mă bucur, este extraordinar. Vă rog. Vreau să vă spun că noi la Casa Schiller avem deja o tradiție, ne apropiem de cultura cea adevărată și de istoria sinceră, cum a spus Florin Constantiniu. Păstrăm această ținută pentru că altfel nu se poate, altfel pierdem viața, pierdem timpul, iar istoria înseamnă viață. De fapt, istoria nu este o știință oarecare, este mai mult decât, să zic, o conexiune între antropologie, literatură, artă, între foarte multe segmente ale vieții. Nu înseamnă istorie numai un studiu, o cercetare sau o preocupare, o meserie. Înseamnă viața pe care o parcurgem și mai ales calitatea ei. Despre această calitate a vieții, despre această perioadă în care calitatea vieții a fost la cote europene, cele trei conferențiare, dr. Silvia Zimmermann, încep cu dânsa pentru că este a treia sau a patra oară în vizită la Casa Schiller, doamna dr. Eda Binder Ijima, pe care o cunosc astăzi, dar o cunosc de 30 de ani din tot ce face, și doamna Aneliute Gabani, un prieten adevărat al Casei Schiller. Mai întâi vreau să vă spun că această manifestare, ca pe care noi o denumim dezbatere, conferință, colocviu, de fapt, o întâlnire care înseamnă mai mult decât un curs universitar, pentru că este extrem de lejeră, extrem de liberă, extrem de deschisă. Așa le-am dorit aceste conferințe, să fie deschise, să fie un dialog între cei care conferențiază și s-au ocupat o viață, s-au ocupat decenii de această temă și cei care veniți să aflați lucruri neștiute încă. În acest an centenarul înseamnă pentru noi poate da cea mai sublimă pagină a istoriei noastre și dedicăm centenarului această seară pentru că nu întâmplător unul dintre regi, Ferdinand, s-a numit întregitorul. Sub el s-a făcut și acest pas. Fără îndoială, epoca 48 de ani, Carol I, înseamnă modernizarea României. Fără îndoială, reginele Elisabeta și Maria au însemnat fabulos pentru istoria noastră, iar destinul regelui Mihai continuă și astăzi să fie prezent în inimile noastre. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna Aurora Fabricius, pentru invitație și mă bucur și mult că asta a fost un prilej de a veni, reveni la București, fiindcă n-am fost de mai mulți ani aici, cu toate că sunt foarte, soțul și eu suntem foarte legați cu orașul acesta. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit așa de numeroși și asta nu se înțelege, dar mă bucur și în sfârșit că pot să vorbesc despre o temă care m-a apasionat sau deja de mulți ani, cam o jumătate de viață pot să spun, și adică fundamentul sau înflorirea sistemul monarhic în România, despre care, când am fost aici la București, aproape nimeni n-a vorbit. Cum știți, în timpul comunist a fost toată această istorie a fost negată și nemenționată și m-am mirat mereu cum s-a, de fapt, a existat România fără să fie menționată această monarhie care a jucat așa de un mare rol pentru stabilirea și consolidarea statului român. Deci, o să vorbesc acum despre acest regim politic pe care a fost instaurat, pe care l-a fost instaurat de, mai ales, de Carol I,
și Cara a durat până la 47 și România a fost singura țară în țările sud-est europene unde numai o dinastie a supraviețuit. În Grecia și în Bulgaria, adică noi am avut două dinastii, primii regii au eșuat după câțiva ani. Deci România, Carol I a reușit într-adevăr să fondeze o monarhie stabilă și să deschide calea spre modernizarea României în secolul, în a doua jumătate a secolului XIX-lea. Deci o să citesc referatul meu, fiindcă altfel durează prea lung dacă vorbesc așa de liber. Îl țin eu, pentru că dincolo se aude chiar mai bine. Da. Așa, te rog frumos. Asta e prea mult, nu o să fac. Bine, eu țineam. Încep cu relatarea unui convorbiri între regele Carol și generalul Alexandru Candianu Popescu, cunoscut ca actor principal al mișcării antidinastice la Ploiești la 8 august 1870, devenind mai târziu în 1888 adjutant al regelui pentru 12 ani. În amintirile lui, el notează la 29 ianuarie 1889 o convorbire cu regele despre însemnătatea sistemului monarhic stabilit de Carol pentru asigurarea existenței statului român. Candianu îi spune regelui, citez, Sir, nu că majestatea ta n-ai să fie conștiinciosul păzitor al sistemului constituțional și al Constituției din care el izvorește, dar trebuie să recunoști și majestatea ta cu mine că clasele noastre dirigente sunt slabe, căci n-au nici cultura minții, nici a inimii, că n-au moravuri politice serioase și dacă acest sistem a dat roare, este că majestatea ta a căutat, pe cât putincios a fost, să dai viața lungă a ministerelor, dovada ministerele Catagiu și Brătianu. Dacă n-ai fi fost însuți un om de stat de întâia ordine, cu un program așezat și vederi înalte și patriotice, nimic nu s-ar fi făcut în acești 22 de ani cât ai domnit. Când citesc istoria țării și văd toate luptele dintre boieri și toate mizeriile prin care a trecut țara, mă îngrozesc și mă scârbesc. La ce școală, dar am avut prilejul să ne formăm? Ai dreptate, îmi răspunse el. Mirarea mea este cum am putut să domnesc atâta timp fără să fiu răsturnat. La această replică a regelui, Candianu Popescu răspunde. Nu te-au răsturnat, sir, pentru că ai fost exemplul tuturor virtuților și expresiunea unei mari necesități politice. Și apoi războiul, în care te-ai purtat cu vitejie și cu dor de patrie, te-a ridicat așa de sus și ai înfipt rădăcinele tronului așa de adânc, că instinctul de conservare al țării ți-a devenit astăzi pavaza cea mai puternică. Candianu Popescu face aici o analiză succintă a funcționării sistemului monarhic și legitimarea lui în România sub Carol I. El se referă la stabilitatea politică prin instaurarea unui prinț străin ca domnitor român, care pe de o parte a reușit să pună capăt luptelor interne dintre boieri pentru cucerirea tronului și să distribuie puterea politică celor două partide în mod egal și în cadrul sistemului constituțional. Istoria monarhiei din România și a celor patru regi a ei ar fi incompletă fără povestea consoartelor regale. Dintre cele patru regine, îndeose primele două, regina Elisabeta și regina Maria, ies în evidență prin activitatea lor de lobbyism în serviciul regatului României. Da. Regina Elisabeta, primul copil al perechii princiare Hermann și Maria de Vid, a venit pe lume la 29 decembrie 1843 la Neuwied.
Elisabeta a primit o educație aleasă și intensivă, neobișnuită chiar pentru o prințesă, atât în științele umaniste cât și în științele exacte, încât ea era foarte bine pregătită pentru rolul de consoartă a unui suveran. Dar abia la vârsta de 26 de ani, în anul 1869, Elisabeta se căsătorește cu domnitorul Carol I, pe care îl admiră pentru simțul datoriei și pentru ideea lui de misiune civilizatorie și culturală pe un tron străin. Perechea domnitoare, Carol și Elisabeta au avut un singur copil, o fetiță. Principesa Maria s-a născut în anul 1870, dar a decedat în 1874 la numai 3 ani și jumătate din cauza îmbolnăvirii de scarlatină și difterie. În ciuda numeroaselor tratamente în străinătate, regina Elisabeta nu a mai putut naște un alt copil, ea a suferit mai multe pierderi de sarcini și mai ales a suferit din cauza lipsei de copii, pe care o considera un eșec personal. Începând cu anul 1880, regina Elisabeta a avut o bogată activitate de scriitoare sub pseudonimul Carmen Silva, Cântecul Pădurii, încercând astfel să lase o moștenire spirituală și culturală țării. După războiul ruso-turc din anii 1877-78, respectiv războiul de independență al României, țara a fost ridicată la rangul de regat, iar Carol I și Elisabeta au fost încoronați ca prima pereche regală a României. Regele Carol I a domnit până la moartea sa în 10 octombrie 1914, iar domnia sa de 48 de ani a fost cea mai lungă domnie a unui suveran din istoria țării. Regina Elisabeta a decedat în anul 1916 și a fost înmormântată alături de regele Carol I în biserica de la Curtea de Argeș. Regina Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 la Eastwell Park în Anglia. Din partea tatălui, Maria era nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, iar din partea mamei era nepoata împăratului Alexandru al II-lea al Rusiei. O perioadă din anii de tinerețe, din 1889 până în 1892, prințesa Maria i-a petrecut în Germania, la Coburg, unde tatăl ei fusese desemnat moștenitorul unchiului său, ducele Ernst de Saxa-Coburg și Gotha. În anul 1893, la vârstă de numai 17 ani, Maria a fost căsătorită cu principele moștenitor al României, Ferdinand, devenind astfel principesa moștenitoare a României. La 15 octombrie 1893, Maria dă naștere primului ei copil, principele moștenitor Carol, viitorul rege Carol al II-lea și primul moștenitor al dinastiei românești născut pe pământ românesc. Perechea princiară, Ferdinand și Maria, au mai avut 4 copii, din care 2 fiice au devenit regine, Elisabeta, regina Greciei, și Maria, regina Iugoslaviei. După decesul regelui Carol I, în octombrie 1914, Ferdinand și Maria au devenit a doua pereche regală a României. Dat fiind că după primul război mondial, România a cuprins pe lângă teritoriile vechiului regat și Transilvania, Basarabia, Bucovina și Cadrilaterul, Ferdinand și Maria s-au putut numi astfel primii suverani ai României mari, regele și regina tuturor românilor. Regele Ferdinand a decedat în anul 1927, după numai 13 ani de domnie, iar regina Maria l-a supraviețuit doar 11 ani, fiind răpusă și ea de boală la 18 iulie 1938. Perechea regală, Ferdinand și Maria, a fost înmormântată de asemenea în biserica de la Curtea de Argeș. De-a lungul acelor peste 50 de ani care s-au scurs de la detronarea forțată a regelui Mihai la 30 decembrie, tema monarhiei a fost o temă dintre cele mai controversate din istoriografia României,
Pentru primele generații crescute în școlile din România după 1947, în spiritul ideologiei comuniste antinaționale, antioccidentale și prosovietice impuse de comisarii Armatei Roșii, monarhia a fost fie o temă tabu, fie subiect de atacuri calomnioase. Dar nici generațiile școlite în perioada național-comunistă, când istoriografia se eliberase de unele teze antiromânești, nu au avut parte de o informare veridică și cuprinzătoare asupra monarhiei și a rolului jucat de regii României în istoria țării. În acea vreme, spre deosebire de regele Mihai, până și figura mareșalului Ion Antonescu a fost privită cu ceva mai multă simpatie, adevărat semi-oficială. Vă amintesc, de exemplu, de romanul lui Marin Preda, Delirul, apărut în 1974. În acest context, atrag atenție cercetătorilor și celor care sunt interesați de o carte nouă, apărută chiar aici la București și editată de frații gemeni Alexandru și Andrei Muraru, care se numește Regele, Comuniștii și Coroana. Deci a apărut la editura Polirom și în această carte, de exemplu, Alexandru Muraru, profesor la Iași, la Universitatea din Iași, spune: abdicarea forțată a regelui Mihai a pus capăt nu doar monarhiei românești, constituționalismului și democrației, ci unei întregi epoci din istoria noastră. Și așa este. Acum, întrebarea se pune de ce, și cartea aceasta dă răspunsuri felurite la această întrebare, dar eu m-am apropiat, o să vedeți, puțin altfel de această întrebare, pe care o formulez în modul următor. De ce atâta înverșunare, de ce atâta teamă a nomenclaturii comuniste la putere, dar și a elitei care i-a urmat în decembrie 1989 împotriva monarhiei, împotriva regelui? Răspunsul este unul și același. Doar monarhia, spre o deosebire de regimul comunist, avea legitimitate. Legitimitate istorică, dar și juridică. Atât în 1947, cât și în 1989, stabilirea formei de stat republicane prin proceduri nedemocratice trăda în mod evident teama de monarhie a unor guvernanți ajunși la putere prin mijloace nedemocratice, în ambele cazuri. Guvernul lui Petru Groza, impus de sovietici în 1945 și dominat de comuniști, nu numai că nu avea legitimitate istorică, dar se vedea nevoit să-și construiască și o legitimitate juridică. În acest scop, în chiar ziua abdicării forțate a regelui Mihai, guvernul s-a grăbit să abroge Constituția din 1923 și să proclame o nouă formă de stat, Republica Populară Română. Până la adoptarea noii Constituții, adică pe 13 aprilie 1948, un așa numit prezidiu provizoriu al Republicii Populare Române fusese înzestrat cu întreaga putere executivă în stat. Concomitent cu proclamarea Republicii de către acest for, cum spuneam, ilegal, se stabilise deja fizionomia noii steme și noul drapel național. Curând după interzicerea partidelor istorice în 1947, mai exact la 23 februarie 1948, a apărut prin fuziunea forțată a Partidului Social-Democrat cu Partidul Comunist, Partidul Muncitoresc Român, care avea să câștige cu o majoritate zdrobitoare, bineînțeles, alegerile pentru Marea Adunare Națională, și cu această majoritate, de asemenea ilegitim dobândită, după cum știm, Marea Adunare Națională a adoptat la 13 aprilie 1948 noua Constituție, care a stat la baza transformării în sens comunist a tuturor instituțiilor țării și la naționalizarea economiei și așa mai departe. Acum, mutatis mutandis, spre deosebire de monarhie,
al cărei reprezentant Mihai a perpetuat, așa cum a subliniat și Eda, instituția monarhică în exil, instituția legitimă, nici regimul instalat la putere în decembrie 89 nu avea legitimitate istorică. Autorii loviturii de stat revoluționare au confiscat insurecția anticomunistă a cetățenilor dornici să pună capăt, subliniez, sistemului comunist din România, deturnând-o în folosul intenției lor, autorii loviturii de stat, de a înlătura doar regimul lui Nicolae Ceaușescu. În ciuda pretinsei lor emanații spontane din vâltoarea Revoluției, reprezentanții noii puteri au procedat extrem de calculat și precis în felul cum au administrat așa zisul vacuum al puterii creat anume de ei. Încă din 22 decembrie 1989, Frontul Salvării Naționale a abrogat de la sine putere instituțiile vechiului regim, adică Marea Adunare Națională, instituțiile, subliniez, Consiliul de Stat, Consiliul Apărării Naționale, nu însă și Constituția pe baza căreia funcționau aceste instituții. Pedeapsa cu moartea a fost abolită abia după executarea cuplului Ceaușescu de Crăciun. Mai mult, Constituția din 1965, amendată și republicată până în 89 de 10 ori, a rămas în vigoare până la adoptarea noi Constituții votată la 21 noiembrie 91 de către cele două camere ale adunării constituționale. Dacă noua putere ar fi abrogat imediat Constituția comunistă, s-ar fi putut pune problema reîntoarcerii la Constituția României de dinainte de perioada comunistă, adică de cea din 1923, axată pe sistemul politic al monarhiei constituționale. Așa a procedat și regele Mihai atunci când a repus în vigoare, la 31 august 1944, Constituția din 1923, punând capăt situației create de faptul că din 5 septembrie 1940, Constituția impusă în 38 de Carol al II-lea fusese suspendată. Vedeți paralelismele. Unu, felicit organizatorii și pe doamna Fabricius pentru excelenta idee și organizare acestui eveniment. Tema este una extrem de importantă pentru istoria noastră și dumneavoastră care ne-ați prezentat aici aceste foarte interesante comunicări. Ați, până la urmă ați avut o misiune aproape imposibilă pentru că trebuie să o recunoaștem istoriografia românească în multe locuri, mai ales când e vorba de a evalua acest rol deosebit de important al celor patru regi a românilor în privința acesta modernizării țării, istoriografia noastră a dat destule rateuri. Așa că, până la urmă, tot istoricii străini au scris cele mai bune rânduri vis-a-vis de monarhia din România. Deci, doamna Ejima, cred că a făcut o chestie extraordinară prin o evaluare echilibrată a rolului celor patru regi. Nu e ușor să spui lucrurilor pe nume, pentru că în societatea românească și în momentul de față sunt multe subiectivisme, multe partipriuri și există în continuare cele două partide, pro și contra monarhiei. Și aici ajung la întrebarea pe care voiam să-i o pun direct doamnei Ute Gabani. Ați vorbit despre faptul că imediat după Revoluție putea fi urmat acel model spaniol din punct de vedere politic, prin instalarea monarhiei ca factor de echilibru politic. Întrebarea este, chiar dacă, și știm asta foarte bine din istoria noastră, factorul extern întotdeauna a cântărit mai mult decât factorul intern, chiar dacă factorul extern ar fi presat în această direcție, întrebarea e, societatea românească, cum ar fi putut să accepte o instituție pe care fusese demonizată timp de patru decenii și la care fusese expusă prin această propagandă totală din partea comuniștilor împotriva ideii de monarhie. Credeți că era posibil atunci, la începutul lui 90, ca monarhia, ca instituția monarhică, nu vorbim de persoană, ci de instituție ca atare, să poată fi instalată în România?
Mulțumesc foarte mult. Condițiile externe nu au fost de această natură, pentru că noi știm foarte bine că Statele Unite și statele NATO, în formă NATO, au fost de acord, vezi Malta, ca în România, România să fie readusă în câmpul sovietic. De ce? Întrebarea mi-a spus un prieten din America, Ken Jowett, comunist de felul lui, dar foarte deștept. Dar Ken m-a întrebat odată de ce trebuia România să se reîntoarcă into the Eastern Fold, pentru că era ieșită, cei care spun, nu vreau să spun nume, că era pro forma și așa mai departe, au mințit și mint în continuare. Deci, problema era acordurile de la Paris, mai ales în ceea ce privește dezarmarea convențională și fapt pentru care la Viena, în 88, România a stopat negocierile în cadrul OSCE-CSCE. Aceste negocieri trebuiau, adică România trebuia să fie în pact, pentru că acele negocieri pentru armele convenționale, care sunt importante și astăzi, dacă ne gândim la trupele din Transnistria, deci acele negocieri erau făcute de la pact la pact, adică armele convenționale cu tare, cu tare, cu tare, fiecare pact decidea. Și dacă vă uitați că la acel pact sovietice a reușit ca România să nu aibă vase, să nu aibă cutare, adică era făcută și aceasta. Deci, de aceea, România, așa cum a întrebat Ken, întrebarea lui era, de ce nu putea România să rămână să fiarbă în suc propriu comunist, așa cum au rămas fie Cuba, fie Coreea de Nord? Nu puteau, pentru că era în pact. Și în pact, numai pact la pact, puteau să ajungă la o înțelegere. La acest lucru, americanii erau foarte interesați. Și la Malta, partea cea mai interesantă, noi acum știm ce s-a discutat, știa și Ceaușescu, pentru că avea un informator direct acolo care le-a trimis știrile direct la București. Americanii au zis, adică dacă vreți, doctrina Monroe, adică noi intrăm în Panama și voi faceți în România ce vreți. Asta era. Și cu asta basta. Deci, întrebarea, nu ar fi fost nicio înțelegere și nicio o voință din partea occidentalilor ca să se ajungă la un regim, la o monarhie în niciun caz, pentru că nu uitați ceea ce mulți români uită, chiar și care, nu vreau să spun, dar și în Germania sunt mulți care cred că în Germania, dacă vii și te declar monarhist, ești privit cu mare admirație. Dimpotrivă, pentru că în Germania, prin lupta istorică Streit din anii 70, se spune că monarhia în Germania este premergătoarea directă a lui Hitler. Știți? Deci monarhia este foarte prost privită în Germania și fiecare care se laudă cu că e monarhist în Germania nu prea poate puncta. Deci asta, dacă vreți, mai discutăm după aceea. Vă mulțumesc pentru întrebare. Mulțumim și noi pentru precizări. Din păcate, nu vreau să comentez, dar discutam înainte, acest lucru ține foarte tare de educație. Și la noi asta lasă de dorit. Partea cea mai interesantă, iartă-mă, Aurora, am vrut să spun că s-au făcut cercetări sociologice în legătură cu simpatia pentru rege. Și imediat după Revoluție, simpatia era egală cu cunoștințele despre rege și oarecare propagandă pozitivă și era foarte joasă. Iar după, ați văzut milionul de oameni care au venit când regele a revenit prima dată în țară și după aceea, în sondaje, popularitatea a crescut foarte mult. Dar răspunsul, sunt de acord cu dumneavoastră, dacă imediat s-ar fi instaurat regalitatea sub în aceste condiții, nu ar fi câștigat la un referendum popular. Mulțumesc mult! Mult! N-am cuvinte! Ați făcut un regal din această seară. Eu chiar am glumit cu niște istorici să nu lipsiți la o seară regală, pentru că vin doamnele
să zic, care ne însoțesc de atâta vreme și spiritual. Vă rogăm să continuăm discuțiile la un pahar de vin. Vă rog.